Bună, bine v-am găsit la un nou episod, suntem aici împreună cu Max. Salut! Și iată-ne, oameni buni, într-un nou episod foarte drăguț pentru voi. De data asta avem parte de acest minigame foarte iubit de voi cu, cu formele. Trebuie să intrăm pe aici, așa, să facem, să câștigăm și să fie totul. Trebuie neapărat să nimerești prin perete. Dacă nu nimerești prin perete, e nasoală treaba, așa că... Hai să vedem, pisică, câte like-uri vrei să strângem la episodul de azi, nu? Ia zi, rapid. Mi-aș dori să strângem 8000 de like-uri. 8000 de like-uri, peste 8000 de like-uri, așa că hai să numărăm până la 5 și la 5 să apăsăm cu toții butonașul de like aici pentru pisica. Hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5. Like! Sper că ați apăsat și voi butonașul de like și vă mulțumim din suflet dacă ați făcut acest lucru. Mamă, ce grea e aia. Deci acum așteptăm să ne vină rândul, practic, pentru că eu, de exemplu, eu sunt la echipa adversă față de tine. A, tu ești la roșu, eu sunt la albastru. Deci eu sunt la roșu, tu ești la albastru, dar n-are importanța asta că se face, se schimbă la fiecare meci. Bun, ia dar să vedem. Hai să vedem pe pisica dacă va reuși. A, wow, cu Elsa. Olaf. Cu Olaf, cu Elsa, cu Anna, acolo, ia. Frumos. Vezi dacă reușești să treci prin Olaf acum, cam asta ar fi ideea. Tantarantada! Pisica profesionistă! Da! Stai să ce vorbim vorbești? Când vorbim la hard, nu la easy, pe bune. Da, dar mie mi s-a părut destul de hard, pentru că Olaf nu e chiar drept. Da, și nu e mi drept. Se părea că n-ai să încapi. O, hai, nu! Hai, că-l vede pe capitan. O, nu, e pe timuri! Vai de capul și de zile mele! Poate reuși să, ar trebui să... câștigați! Poate! Okay. Aole, unde o să dau un like down aici. De ce s-a așezat fata aia acolo? Nu cred! Nu înțeleg ce a făcut fata aia, pentru că eu am reușit să trec, dar fata aceea n-a reușit să treacă. Nu, deci s-a pus total la iurea. Da, eu am zis că n-are rost să trec pe acolo, că na. Ia, fiți atenți că trebuie să treceți toți prin același... Ok, asta o să fie foarte greu. Trebuie să săriți la timp. Poate fetele alea nu avea șanse. Tu, nu, am apăsat pe buton, n-am avut șansă, nicio șansă. Eu mi-am dat seama că n-avea șanse în momentul în care a văzut-o pe fată că se pune în mâini. N-am avut nicio șansă, nicio șansă. Lasă că n-are nimic. Am câștigat, nu? Tot ați, da, ați câștigat normal, aveți 30 de puncte față de noi de roșii. Dar acum începe un nou match și din nou suntem la echipe adverse, ca să știi. Da, asta m-am schimbat. Bun, hai să vedem ce primește, ce o să primească fiecare, mamă. Ha. Cine-i mă ăsta? Cine-i mă ăsta? Că-s curios. Pare că ar fi un cartofior. S-a pregătit, fata asta e pregătită. Și săritura și bravo. Adică a fost bine. Fata asta nu cred că s-a descurcat atunci. Prima dată. Asta e fata care nu s-a descurcat atunci? Da, cred. Mă, cred că am încurcat butoanele, așa mă gândesc. Probabil că și-o am pățit acum. Ok. Cred că ai putea să te pui pe jos, cred. Dar trebuie să nimerești. La fix. Oh, yes! Bine. Dar profesionistă? Mereu stau așa cu sufletul la gură, mamă. Știi că ești cam profesionistă astăzi, greșit, așa dacă am e. Am greșit la aia de echipe, am greșit. Bine, dar zic că totuși la astea solo are reușit să treci. Da, că au fost easy. Asta ar trebui să sară puțin, cred. Că n-a... A? Nu. A, bă, nu. Uite, a fost o găurică. Cred că acolo. A stat pe laterală și pe laterală cred că a fost mai subțire decât drept. Da. Cred că asta a fost șmecheria. Hai să vedem. Deci noi avem 20 până acum, voi aveți 10. Hai să vedem dacă o să nimerească băiatul ăsta. Aoleu. Dar cum poți să sari pe acolo? Că practic tu când sari sus. Cum sari acolo? Hei. Aba, nu! Nu! Nu pot să cred, nu! Ce-a luat țeacă băiatul ăsta! Poate vom reuși dacă greșiți voi la asta de echipe. Acum dacă greșesc eu, hai să vedem. Zic că e ușoară asta, rău de tot. Deci dacă nu reușesc la asta... Hai că reușește. Mă gândeam că, știi care-i faza? Mă pusesem foarte, foarte... Cum să zic eu ție? Mă pusesem foarte... Într-o parte. Da. Și am crezut că o să mă agațe de mână și o să mă arunce în apă, dar nu s-a întâmplat chestia asta. Nu, a fost ok. Dar am avut noroc că mi-a dat chestia aia super, super easy. Ia. Deci aici la Teams. Aici la Teams ne puteți egala. Ăla de sus nici n-are rost să-l încerci, pentru că n-ai șanse să ajungi la el. Nu. Trebuie să fii super profesionist. Fata, unde te duci? N-am înțeles. Deci eu sunt singurul. Eu am fost singurul care am reușit să fac ceva. Deci poate ați văzut cum a ricoșat. Știi că nu vine să cred. Nu vine să cred așa ceva. Aici cred că ne bate. Deci aici aveți șanse mari să ne bateți, sincer. Nu cred, da.
să sperăm. Bă, aici vă puteți spune toți pe mijloc. Băiete, unde te duci? Băiatul ăla s-a aruncat în apă, tu ai văzut? Am văzut, n-am nicio șansă. Nimic. Dar totuși, da, tot noi am câștigat. Ideea care e? Acum noi suntem doar doi la echipa roșie. N-are nimic, deci fie... mai intră cineva. O să... A, bă, nu, hai că a intrat cineva. Oh, uite, vezi? Foarte popular, da. Minigame-ul ăsta și... Da, mereu să joacă lumea jocul ăsta, da, ăsta, dar... Da, pentru că e foarte tare. Trebuie să te bazezi pe echipă, na, asta e, dar foarte tare. Mie cine-i place. Mă ăsta, mă? Cine-i mă ăsta, că e de la Cartoon Network? Da, știu eu, sigur. Da, știu. Mi-au spus în comentarii, dar am uitat. Dacă nu mă mai uit... Deci nu știu cine e, să-mi spună cineva, vă rog frumos. Așa. Am uitat, mă, că știam bine, nu, desenul ăsta nu era când eram eu mic. Nu, asta nu, e nu. Un desen mai recent, să zic așa. Așa. Cu Nemo. Easy. Ha. Să-l găsim pe Nemo. Hai să vedem dacă băiatul... Nu, oh, nu, băiete, e greșit butonul, nici ăla nu e. Nu! Doamne ferească, mă, așa ceva. Deci ăsta e băiatul ăla care nu știe butoanele și pe care l-ai avut și tu runda trecută și ai pierdut din cauza lui. Ei. Și acum e în echipa mea. Deci, da, ce pot să zic? Hai să vedem. Deci ăsta este cu Slender. N-a putut... Putea să stea pe laterală, nu știu, așa mă gândeam că dacă stai pe laterală la Slender... Nu. E acolo o bugățică, vezi? N-avea cum să stea pe laterală, că tot o lua. Lua să sară. Oh my god, imposibil, știe e jocul imposibil. Ce știe. Hai să vedem pe capitanul profesionist, ia. Hai, suntem atenți, da? Este că e imposibilă, n-a... Nicio șansă. N-avem nicio șansă, n-aveam. Eu n-am mai văzut până acum un perete care să se miște. Nici eu. E prima dată când văd. Aoleu, sunt eu doar. Și acum lupiți că e de easy. Nu i-a dat easy, da. E ok, cred că dacă dai ăla de sărit, cred că poți. Yes. Bă, frate, deci nu vine să cred, din câte au fost până acum, câte runde, doar pisica a reușit să facă scor. Da. Ei, fată, bravo, am reușit împreună, ei. Bă, nu-mi vine mă să cred așa ceva. Hard. Hai să vedem, poate avem o șansă cu băiatul ăsta. Ha, mă, ha, mă, hai, că nu băiete, e greu ăsta, e ok, e ok. Hai, băiete, te rog. Hai, fă o bucurie capitanului. Ce a făcut? A făcut uf cineva, nu. Nu știu. A reușit să treacă, dar nu înțeleg cum a trecut. Eu sunt foarte confuz pentru că nici nu l-am văzut făcând ceva. Nici eu nu l-am văzut. Absolut deloc. Deci nu știu exact ce magie a practicat. Habar n-am. Dar acum urmează team round și aici o să dăm fail. Probabil. Ia. Da, voi aveți echipă de fete. Numai fete aveți. No. Asta ar trebui să fie super easy. Da. Azi mă în spatele meu! Așa. Totul bun! Yes! Ha! Hai să le vedem pe fete. Ok. Haideți, fetelor, să vă vedem, echipa fetelor. Da, dar ar fi egalitate dacă am câștiga. Da, chiar... Stai puțin, e ceva acolo. Să vă pune jos acolo. Nu, fată, ce-ai făcut? A picat oarecum, dar... Nu! Am apăsat bine? Eu am apăsat bine? Doamne, am dat ăsta. Ai văzut ce au făcut cu fetele? S-au pus... Unele peste celelalte și din cauza asta... Nu m-am uitat că eu apăsasem pe acid și zic, aoleu, nu! Hai, dă-mă pe mine primul, te rog, că n-am văzut niciodată primul! Nicio șansă, capitan! O să primești ceva imposibil! Am văzut că suntem în aceeași echipă! Oh, ce drăguț! În sfârșit! Totuși, știi ce nu mi se pare corect? Faptul că ei au 4. Și, practic, ei au avut șansa să câștige mai multe puncte decât noi. Capitan, stai liniștit! Corect? Stai liniștit. Hai că ai ieșit unul de la ei, suntem la egalitate acum, 33. Stai liniștit, capitan. Cu 4 e mai greu la proba de echipe. E mai greu la echipe, dar e mai bine că, da. E mai bine că poți să câștigi mai multe puncte. Nu, n-am apăsat bine, n-am apăsat fix când a trebuit. Ce să și faci, mă, pisică, ce să și faci, dar... Hai că poate reușesc eu să prind măcar 10 puncte acolo. Hai să vedem. Acolo e cu risc, știi că trebuie să găsești momentul când să apeși. Aici cum ar trebui să sari? Pe ce? Pe dive-i dai? Da, pe dive. Cu minionii. Bine! Ce? Cum a reușit? A sărit. A sărit pur și simplu așa? Nu, a sărit cred că cu dive, dar nu... N-am văzut noi. Nu s-a văzut exact. Ok, bun. Dar e bine. Hai să vedem. Oh, prin steluță. Ăsta cu ce îl dai? Tot cu dive? Tot cu dive. Păi n-ai cu ce altceva. Zic și eu, nu știu.
N-a reușit. A vrut să se dea pe spate. Eu am văzut că a făcut animația. Foarte bine echipa roșie. Bravo, echipa roșie. A făcut animația să se dea pe spate. Acum, nu-mi dai imposibil, te rog, jocul, ok. E easy, capitan, tot cu dive te duci în sus. E easy, dar eu trebuie să știu exact, da. Da, trebuie să știi când să apeși pe buton. A, e faza. Bun! Mamă! Bine, bate-le, mă! Yes, yes. Ei, ne vor putea bate oricum ar fi la Teams, dacă noi dăm fail la Teams, da? Hai să vedem. Da. Bine, și ne și pot egala acum, hai să... Acum, na, asta e, vedem. Na, nu știu ce să zic. Haide. Haide, dă-i fail, împiedică-te. No. Pa! Aoleu. Pisică, nu e bine. Nu e bine. Vă sper că ați apăsat și voi acolo pe butonașul de like și vă mulțumim din suflet dacă ați apăsat deja pe acel butonaș. Cam, Team Rounds, cred că noi suntem, nu? Aveți pe tipa aia de acolo. O văd, o văd. A, nu, ei sunt. Ai văzut că se teleporta în ultimul anii? N-am văzut, intra am prin podea, ieșea din podea. Ia? Da. Bine, ha, bine echipa roșii, bravo, să mai faceți așa, bravo. O să fie pe egalitate? Da, da, o să fie egalitate. Și mai dau o rundă bonus? Sau? Habar n-am, nu știu asta. Ia să vedem. Te rog, dăm easy. Ah, okay. Super, super easy. Păi aici putem sta, bun, în picioare. Trebuie frumos să nu pice cineva în apă. Lăsați-vă genul unul lângă altul. Nici nu trebuie să te pui jos măcar. Gata. Gata. Cel mai easy dintre easy win-uri. Bine așa. Cel mai easy win pe care l-am văzut vreodată, pisică. 50 de puncte, nu cred. Oare există posibilitatea să primim imposibil la asta de timuri? Oare? Nu cred. Adică imposibil îți dă la, la player solo, pentru că dacă îți dă la team, practic te nu te lasă să egalezi deloc. Că la team câștigi la mai multe puncte și dacă ți-ar da imposibil la team, ar fi complet aiurea. Suntem împreună. Ah, da? Da. Super. Deci asta e o bucată de bacon, trebuie să treacă printr-o bucată de bacon și a trecut. Nu e bine pentru noi, dar... Nu e deloc bine, dar să vedem. Să vedem. Sper să nu ne pice imposibil. Că eu am cam avut ghinion. Și spărțite de cor. Hard. E cu dive ăsta, ar trebui să... Da. Ar trebui, dar dacă nu apeși când trebuie, greșești. Yes! Yes! Mamă, ce știut-o pe asta? Asta zic. Bun. Asta zic, pisică. E bine, capitan. Bravo. Bravo. Încep să învăț timing-ul și momentul în care trebuie da, să apăs exact. Da, trebuie să te joci, știi, să te joci mai mult și atunci știi exact dacă, când da, să exact, apeși. Dacă te joci mai mult, încep să-ți dai seama de momentul exact în care trebuie să apeși, ca să poți să nimerești exact. Opa. Bun. Ce da, deci zic? Nu e bine nici asta, e cam strânsă bătălia asta, nu știu ce să zic. Ce să zic, da. E cam strânsă, eu sper ca ei să dea fail la timuri și noi să câștigăm la timuri, dar... Mi-este frică, am mai avut Olaf, deci este ok. Hai să vedem cum te pui, că ți se pare ușor, dar e hard, de fapt. Am zis că nu e atât de ușor. Am zis că băi, nu dau nimic, că sigur în cap pe acolo. Nici nu în cap, decât dacă te pui pe laterală, nu te-ai pus pe laterală? Nu m-am pus pe laterală. Nu, no, n-ai șanse să-mi dau sit și stăteam fără gri și gata. Nu, nici sit nu poți. Nu, pur și simplu te pui așa, uite. Deci practic peretele vine drept, tu te pui așa. Ok. Așa te pui. Ok, da. Și ești mai mic decât așa. Așa ești mai blat. Da, bine. Și ești mai mic. Da. Chestia e că echipa roșie are ghiniona. Culoarea roșie are ghiniona. Nu știu ce să zic. Hai să vedem, dacă reușește fata asta ar fi super. Practic n-are ce să dea fail aici. Nu. Yes, e perfect. Yes. Putem să egalăm la da, la team. La team. Dacă dau ei fail. Hai, sper să dea fail. Super. Sper să dea fail. Haideți, dați fail. Team rounds. Ce să mai zic, capitanule? Noi suntem. Noi suntem. Hai, dă-ți prizii. Normal. Asta e greu. Ar trebui toți pe aici, pe unde e fata asta, să stăm. Fata, dar tu de ce te duci? Yes! Wow, profesionistă. Yes! Nu cred, ce profesionistă. Bravo, fată. Bravo, fată. Ok, deci acum ei ne pot bate dacă câștigă team rounds. Mamă, deci fata aia s-a dus pe unde e mai nu ne gri. Pot bate, că are și cineva de la ei. Da. Băi, acum o să câștige, dar o să fie egalitate, pisica, ai să vezi. Ba, n-a ieșit cineva de la ei, dar nu e... Sau a ieșit și l-a băgat nu, după aia. Nu, a ieșit și l-a băgat după. Acum e egalitate! 50-50.
LOL! LOL, ce se întâmplă acum? Boating Tide! Ah, deci e egalitate și așa egalitate, rămâne. Egalitate, da. Ce tare! Super! Mamă, deci fata aia m-am gândit, zic, mamă, s-a dus pe partea aia, zic, a ales partea groa. A, știu ce am știut, adică da, eu nu știam știut, pe partea. A fost ca lumea. Super. Dar, până la urmă, dacă te joci suficient de mult, încep să înveți anumite șmecherii, anumite trucuri. Chestia e că eu nu prea îndrăznesc la timuri să mă duc pe partea grea, știi? Aleg mai ușor, că să zic că am o șansă să reușesc. Da, da, dacă ea știe că poate da, pe acolo, da. Da. Ce a făcut mă ăsta, mă? Nu știu ce a făcut. Eu l-am văzut că a rămas, rămăsese și s-a aruncat în apă. Da. Doamne, bă, băiete, bă. Ma, ce să mai zic? Bun, hai. Pornim deja cu o dezavantaj și ei cu avantaj major, că au super easy. Asta e ușor. Și ăsta efectiv, nici dacă vrei, n-ai cum să dai fail. Da. Deci nici dacă vrei, n-ai cum bine, să dai fail. Bine, asta dacă te arunci tu. Și gata. Dacă te arunci e, tu. E bine, dacă te arunci tu, da, dar zic așa, că ce te pui zic? Acolo și aia e. Treci oricum ar fi. Bam, 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 bam. Haide, să răspundă imposibil. Hard. Hai, capitanul. Doamne ajută, ce să zic. Hai, capitanul șacalul. Capitanul țânțarul. Capitanul curcanul. Yes! Sunt bine. Sunt bine! M-am prins puțin peretele, dar am sărit după aia și... N-are nimic. Nu am văzut asta, să știi, n-am băgat de seamă. A, la mine mă prinsese puțin peretele și pe aia am dat să sar eu și am mers. Poți să te mai redresezi cât de cât, uneori. Easy. Alte ori te ia peretele și te duce. Ăsta doar sare și atâta. Să greșești, Marketing, să greșești. Fata nu greșești, e profesionistă. Da, n-ai cum să-l greșești pe ăsta, mai efectiv dai dive, decât dacă nu faci timing corect. Da, exact, asta e. În rest, nici măcar n-a trebuit să se miște din centru, că ăsta l-am avut și eu și exact la fel, da, gen, da, nici trebuia să se miște. Fiecare... Da, da, ole, vai de viață. Ăsta te pui acolo și dai dive-ul la timp. Și dai dive-ul la timp, atât, atât. Dar să fii dreaptă cu... Wow, wow, bravo! Wow, 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 wow. M-am concentrat. De fiecare dată trebuie să-ți ții cont că dacă nu ești dreaptă, gen dacă te pui într-o parte, știu, uite așa, pe laterală, da, bine, și sari... nu m-am pus dreaptă, am zis că nu mai am timp să mai apăs, am zis că atunci e momentul. Ai avut noroc, ai avut noroc, dar zic că e important să te pui dreaptă, că după aia ești mai mare decât trebuie să intri pe acolo și nu poți. Mm-hmm. Ia. Într-o parte, fata? Da, a reușit. A reușit. 20-30, da. Bun. Ah, nu știu ce să zic pisică despre chestia asta, nu știu dacă reușim să câștigăm meciul ăsta. Că acum pe team rounds, doar dacă dau ei fail vom câștiga și dacă câștigăm de noi, la ei toți sunt profesioniști, la noi? La noi, suntem noi. Noi suntem noi, așa, stilul. Te pui pe jos aici, te pui pe jos. Pur și simplu dai lie down. Băiatul ăla s-a aruncat. Bă, ce ai făcut? Nu cred! Pisică, uite-te și tu ce echipă am eu. Zic, uite-te și tu ce echipa am eu. Cum aș putea eu să câștig cu băiatul ăsta? Explică-mi și mie. Ma. Băiatul ăsta se aruncă în apă. Zi-mi tu de el. Ce să mai zic? Deci cum să te arunci, mă, în apă, mă? Bă, n-ai deci... Cum, doamne, n-ai doamne, cum. Doamne. Și așa trec toți pe ce fie dintre. Hai că n-au. Nu, n-ai, că era aveam deja prea de tot. Prea de tot. Am avut șansă, dar nu. Data viitoare, poate. Bun, și cam cu acest episod, dacă v-a plăcut și mai vreți să mai facem episod din Roblox, nu uita să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa!